Bine ați venit la TVC. Concursul TVC 2000, inițiat de Direcția Județeană Cultură Orhei și susținut de Consiliul Județean Orhei, a demarat în sectorul Rezina în 26 martie. Au fost deja două întâlniri, astăzi suntem la a treia întâlnire de concurs. Tema întâlnirii de astăzi este Când doi se bat, al treilea câștigă. Astăzi vor concura echipele de la primăriile Mateuți, Păpăuți și Țareuca. Cu permisiunea dumneavoastră, vom prezenta pe cei mai obiectivi și cei mai umoriști onoratul juriu. Ecaterina Crăciun, Direcția Județeană Cultură Orhei, specialist de sectorul Rezina. Acolina Popa, corespondent la ziarul Radio România. Mara Căruntu, director școlii de artă practică de Rezina. Iurie Turcanu, directorul Societății de Acțiune Interior, Mișcării Social-Politice de Țara Natal în sectorul Rezina. Mica Tobiei, directorul Școlii de Muzică din orașul Rezina. Cu un cuvânt de felicitare, ne vine Ecaterina Crăciun, președintele jurului. Stimate juriu, îmi permite să vă salut astăzi alături de noi la concursul Tineri Veseli Curajoși 2000. Deci, în situația în care ne aflăm noi astăzi, dificilă, mă bucură faptul că astăzi la Țăreuca este o sală plină de oameni care vor să mai uite pe câteva clipe de durerile, de nevoile pe care le întâlnesc zi de zi, și au venit astăzi să mă ia de la metagerii culturii puțină hrană spirituală. Deci astăzi este cea de-a treia. Astăzi este când doi se bat, al treilea câștigă. Iar acum invităm echipele în scenă. Echipa Visătorii, echipa Ruș, echipa Doreanca. S-au prezentat. Vă mulțumim! Salutul echipei! În scenă, echipa Chipăruș. Bine că am trecut hotarul, bine că nu ne-au furat calul și dacă am intrat pe ușă, vă salută Chipărușul!
asta să respir. Sper că nu vă deranjați, că și noi ca voi suntem. Nu suntem mari împărat, nici dolar, nici lei n-avem. Spectatori, nu fiți străini, pare că suntem vecini. Hai să nu vă fie lene, ca să veniți la lene. Puțin în bani ne-a sudat și de noi ne-a plăudat. Dar nu cu arme ne luptăm, dar cu mim și ne desprăm. Să încercăm a face o viață nouă, să ne vedem încă dumnezeu. Hey!
cu salutul și invităm în scenă echipa Pădureanca. Nicio rău la nimeni. Ne închinăm la dumneavoastră și vă dorim viață din gloastră, dar nu fără de piper, că la TVC de altfel. Minte e o avere mare, dar nu are fiecare, că-i Domnul când a împărțit, ei erau toți la prășit. Păpăuței ne curcam creșteau, dar eu ca sap năuț mersi făceau. Am venit cu mare laie să cântăm frumosul baie, satul și frumoasa glie, oamenii cu hărnicie, să trăiască, să înflorească. Pe tine, să iei cu bine la concursul care vine. Să câștigăm loc de cum ne stăruim mâini.
ceva. Am chiar la fac. Ba, ce? Ce, n-ai auzit? Nu. Ce? E mare bătaie. Haide, mine, ce bătaie? Bă, cum să spun? Suntem la leagă. Suntem la leagă? Ei, nu. Că nu-i bătaie așa de bătaie, dar nu-i fel bătaie. Mai spun că-i fel din prieteni. Ba, ce fel din prieteni? Cum să spun, mă n-ai spunea, se vă caine a mânca, iar acum se vă ție rău, mă doare în pâine. Ia te uite în depărtare. Ia, e ceva pe la hotare? Văd, văd, îmi zare o mică ceată, care acum spre noi se îndreaptă. Dar n-am nici arme, n-am nici tunuri, și mărca-n fi mărca-n tunuri. Cred că acela-i căsat! Vai de mine, ce drăguț! Cred că se l-a căpăuși! Hei! Care va de la Marioca? Da, ce zice acum, Leoca? Ești nou, de-ai? Ești n-auri! Oi, cred că-i mai a trecut peste hotar. Hai echipă în fuga mare să ieșim la prezentare! Dar eu am pierdut și asta n-a fost zis. Dar ce, ai pierdut? Da, lăsa, am pus rămasar și m-a pierdut. Ei, ai pierdut, ce să-i facă? Da, dar a câștigat al treilea. Ce chileală, ce haleală, că ce n-a fost arbitru. Thank you.
Frumos! Și la ce ai gânmătiut? Nică sunt că sunt drăguț, n-ai de lăsat mai bătut! Sănătate le urem! Șansa la câștig! Am avut de spus. Deci, echipă, să ieșim cu fruntea în sus! Șase. Pentru echipa
echipa Pădureanca. 6, 6, 6, 6, 6. 6. Pentru visători, vreau să vă spun că astăzi suntem în scenă echipa Cipăruș. Ședintele sau vicepreședintele. Iau sutarul, tornul ei, să crape vrăjmașul trei. Pun fitilul cu necaz, ca să ardă mai cu haz. Iau chibritul și dau foc și s-a luminat pe loc. Mai mult face un licurici decât lampa lui Ilici. Rămâi sărac, dar curat, cinstit și neîndatorat. Zică cine ar zice, dar o paie ți-l învinge. Șansa vieții nu ratați, hai, veniți de-l procurați. Comuna Bezna Întunericului, strada Chiorita, firma Opaițul Basarabean. Oferta noastră vă stă la dispoziție. Vă așteptăm! Avem nevoie toți de aceste opaițe. Grăbiți-vă și cumpărați. Invităm în scenă echipa Pădureancă. Să nu îndrăznești! Casa fără băuturi e ca casa de calic. Principalul e băutura, iar mâncarea e un nimic. Toarnă, vei, nu tremura! Când l-ai bea, nu l-ai mânca! Măi, ce negru și spumos! Dă-i căldarea! Gata, jos! Ce mănânc? Noi numai pentru mâncare, ci și mijloc de apărare. Când soția te iubește, uite baia te plăsește. Eu cu prietena mea ne înțelegem de minune. Acest semn înseamnă totul e nou. Iar acesta, potrivit. Dar acesta înseamnă totul e în ordine. Dar acum nu mai avem nevoie, pentru că avem prietenul nostru vis. Vă recomand și dumneavoastră. Iar acum vă reclama un șampon de origine din Buruienă de primăvară. Veți vedea efectul. Acum veți vedea. Ba, ce efect, da? Să nu mai vină.
state della dittatura. Invitând
fiind capitan în echipă, în scenă. Trei întrebări. Capitanul de la Chipăruș prezintă o întrebare pentru capitanul Visătorii, pentru capitan și o a doua întrebare pentru capitanul Pădureanu. Și o întrebare pentru ambii, a treia întrebare, da? Și ceilalți capitani exact așa prezintă întrebările. Deci, de sunt prima întrebare. De ce vaca nu dă laptele fiert? N-au fost pregătiți președinți pentru așa funcție. Dăm răspunsul, da? Dar poate și răspunde și a doua echipă, tot la aceeași întrebare. Întrebarea se repetă de către capitan. De ce vaca nu dă laptele fiert? După hrana azi de azi, dacă vaca ne va da laptele fiert, poate să se zărească. Acum urmează răspunsul nostru, da? Fiindcă nu poate introduce bară. Am 4 tone de zahăr, 3 tone de mostoială, câtă apă îmi trebuie ca să... pentru că pătați 10 tone de vin. 4 tone de zahăr, 3 tone de mostoială, câtă apă îmi trebuie pentru a căpăta 10 tone de vin. Cred că voi bărbații vin ați făcut, știți. Noi așteptăm răspunsuri umoristice. Încă o dată, da? Am 3 tone, mai stați. Am 4 tone de zahăr, 3 tone de mustoială. Câtă apă îmi trebuie ca să capăt 10 tone de vin? Aici e mare matematică. Apă va trebui, după cum știu toți moldovenii noștri, 5-1. O, vin moldovenesc! Poftim capitanul de la Mateuți. E de ajuns și una bună, cântună tot ea adună. Se gândesc eficient. Când deputații din Parlament se gândesc eficient. Înainte de alegeri. Cred că atunci că nu mai pot judeca de acum. Deci când expiră mandatul, s-ar vrea să pună lăbuța pe altul. Vă rog a doua întrebare. Cum ați putea demonstra că circumferința are 380 de grade? Deci cum ați putea demonstra că circumferința are 380 de grade? M-aș ropti o dată împrejurul meu. Atât. Poftim Popăuțu. Popăuț, da? Da, da. Sau trei întrebare. Nu, răspunde. Cred că mai corect a fi să măsurăm cu echerul. Deci răspunsul este, cu ajutorul Partidului Democrat Agrar și cu sprijinul lui Dumitru Moțpan. Și ultima întrebare, deci cum se descifrează Alianța pentru Democrație și Reforme? Hmm.
Răspunsul e numai unul, cred. Toți să-l știu. Asta e Parlament. Și atât de ca știne ta nu mi-e te poate nimeni. Deci e A, îi ai, B, Duzia, R, rezolvi, și am mai asociat acolo un probleme. Ai Duzia, rezolvi probleme. Capitanul echipei visătorii. O fată mare moare și este îngropată în vârful dealului. De ce? Fiindcă în vale loc nu i-a rămas. Cred că până a murit nu vedea nici un flăcău, dar acolo măcar cu ce-i uzeu. Păi că acolo se afla cimitirul, bă. Poftim a doua întrebare. A doua întrebare sună în felul următor. Dacă cesornicul de perete n-ar zice cucu, dar zice cucurigu, ce ați face? Dați voi mie? Da. Da, poftim. Dați striga cucurigu, facem răcituri de mult din el. Poftim, Mateuță. Găinele, oameni buni, la fiecare oră ar trebui călcate. I-am tăiat noi rigul și am remnea tot cu coco. Unde se află buricul pământului? Asta chiar este scenă. Poftim, Mateuță. Dacă nu e aici scenă, atunci precisă îmi bată în tarelca. Da, poate și așa să fie în tarelca, dar dacă buricul este în păpăuț, eu socot, atunci fundul e Mateuț. Yeah.
хати, і всі ділі вам трої. Бажай, куце речі, я німік, ну посипуй, а й курицю подати, я майку не спотангуй. Чікання мені структура, цинги сім точення вдат, дар ми до арі пустіра, пулі у арі, що йому за? Бажай, куце речі, я німік, ну посипуй, а й курицю подати, я майку не спотангуй. Петро Міка даторіє, Міка мавла примаріє, дараку мав день добрий, народів ти саме вей! Бажай, куце речі, я німік, ну посипуй, а й курицю подати, я майку не спотангуй. Я ти приперепарали, кумарарата, ви мені труди знімати, я про місця не лядак. Бажай, куце речі, я німік, ну посипуй, а й курицю подати, я майку не спотангуй. Ти культура пресіуарі, ненді пінс перепарале, кем доти паралата, і тим душі драгося. Бажай, куце речі, я німік, ну посипуй, а й курицю подати, я майку не спотангуй. Ти контрактор сун, цари ніє рака спіну фун, я раку мадіння бої, як є тіця майку. Бажай, куце речі, я німік, ну посипуй, а й курицю подати, я майку не спотангуй. Toate fetele frumoase au plecat în Turcia, iar băieții în Rusia ca să fie de sură. Așa e cu trecerea nimic, nu pot să spun, care cu răspunsa toate ea mai pune scoată. Și mama cu și tata unde e o trasă lui, când e de zâmbă tu plac, ori, 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 ori. Așa e cu trecerea nimic, nu pot să spun, care cu răspunsa toate ea mai pune scoată. De ne-a dat banii la vreme, să că nimeni n-a plecat, să te calce în picioare Turcia și Grecia. Așa e cu sărăcie, nimic nu pot să spun, care cu răspunsa toate ea mai pune în tot. Să sperăm la viața-i nouă și curcanul la sperar, și ne vom trăi mai bine cu noapte până am plecat. Așa e cu sărăcie, nimic nu pot să spun, care cu răspunsa toate ea mai pune în tot. Așa sunt strigătoarele echipei visători. Thank you.
Ioane! Strigături de la noi. Pentru echipa Antitoroș. 5, 5, 5, 4, 4, 4. Pentru echipa Pădurean. 5, 5, 5, 4, 4, 4. Echipa Jucătorii 5, 4, 4, 4, 4, 4. La probă de concurs, care este tema pentru acasă. Și tema de acasă este Când doi se bat, al treilea câștigă. Invităm în scenă echipa Țipăruș. Microfon. Nu, nu, felicitat, așa ne-o mai băgăm.
Thank you.
acasă. Lumea vreau să iei joacă. Că vă rog. Dar eu acum să mănânc eu altceva. Dar și cum e? Mi-e cap cu ea fărbă. Cum mai spun? Zău că. Dar nici nu mai gândesc. Dacă mi-a adus tocul ăsta de putat, mi-a adus la casă. Hai ca cei la cine o numă de eu. Da, Aiza, la ca și cu capul meu. Aiza, azi trăia să țele noastre, să-i mergi. E gata să-ți spune capa. Să știi că gata ai până aici. E gata că până aici mă duc, nu-i mai trebuie nea. Du-te mă ca tu cu casă. Gata, Aiza, oameni, pune-a să-mi pui casă. Doamne, pe zinginea ta. Al treilea câștigă, echipa Pădureanca. Și-i om mare, și-i om de bază, dar pe la mânță pe casă nu te să mai poate. Poate muri papa, papi, pentru tot. Nu mai dar de Sofincuța... Sofincuța și... Sofincuța săraca, parcă intrasă așa de ghine și lucra la fermă. Era tu iargă. E de râu de ghine avem în casă noi o cană de lapte, un buș de brânză, e de foame nu murim, mă, Nicuță. Opt într-o zi nu vinete la lucru și îmi spune, mamă, pe că fetele de seama mea să duc și fac bani și de mă rog, știi, dă-i voie și mie. A mama, cum să dă-i voie, dacă e fica mamei? Du-te, dragă mame, dar să-mi vii acasă. Și s-o duc să vin cu ta mame, n-o vine tu ca de ani dacă pe acasă. O, bătrânesc, mai am noroc de tine, nefuță. Mai vezi și mediu și o gălare cu apă și baba nu poate. Ei, las, mătușă, Ileană, cât de? Așa să ajută lumea macală. Te-au cu deal să ajungi, da, voi luăm cu om. Și unde mai plâncă, de unde dai, domnul, de? Da, știi ce am auzit eu, mătușă, Ileană? Ce mă auzit? Răstica aceea, a fabrica tindă și e melodeală de primărie, trebuie să o știi. Anicuța? Anicuța. Nu știe papa cum să nu știe. Apoi e tot s-a dus, la Paraluj, hai. Turcia. Și că se facă bastion, natură moldovenească,
Pe marfă turșească. Da. Măi, dar și natură fac mai duc de Moldova asta, cărșetă. Ei, întreg. Și așa mai crăpăm de foame, dar nu să mai duc și natură de Moldova. Ce fac tu? Fasole, de acasă, carpacuri și fac mai duc. Natură de asta. Nu și rezolv terminat de acum. Ei, mătușă Iana, să iei dihnea tale mult încă nu le cunoști. Zici, o știi să eu, zici. Înțelegi, ta? Natura? E așa o treabă fină, mătușă Iana. Și nu toți pot să o gândă. Da, dacă spun eu. Și la ce trebuie noi mătușilor prăsărit, dar uleiul nostru au e destul ulei. Nu mor de foame ca noi. Ora, ceva le trebuie. Ei n-au mișe și nu ne ajunge ce are noi. Da, dacă spun, mătușă Iana. Și în fierbă n-ai păsie tu șercă, nu-s proști. Iubesc e așa, de tinerile, nu niște babe bătrâni. Parcă ia în tâmea ta așa, măcar pe un dolar, nu mai putea? Ei, ia necuță, și chiar de prăpădătul lumii, mai putea face-o măcar o capică, la moarte sunt și bă. Ei, spuși-mă ta. Oameni ca e vor să se plăioare, frumușele, cu picioarele lungi. Dar nu tăia ta. Dar fii, mătușeleană, nu te mai scârbiți, când îmi plăsit într-o dimineață. Copii îmi trag, plicul din treacii, gândorând de consum cu dolar, nici te-ai vrei să vorbești cu lumea din sat. Ba, să-ți zupi și gura, micuță. Spus, nu grăiești cu lumea din sat, că nu-s chiar așa de mândrioși de ieși de... Ia, ia, bine, fac hamă, hamă-i turbă, turbă, hamă, oare și nu se trage și cu lumea din sat. Mătușelean, dar vin doi! Dar care zi? Cum e ceva? Nu știu, nu-l cunosc! Una așa de la Andrei, oameni mulică! S-o pregute! S-o pregută, mami! Ce mai faci? Cum mai trăiești? Cât tare zor ne-o fost de unia ta! Dar și zor ne-o fost de casa părintească a noastră, că am venit într-un suflet să o vezi! Trăi că s-o pregută! Dar și lui să nu cumva te văd în tăgă, mami! Nu, mamă! E Ioan, fișoarul matare! Ce nu-l cunoști? Păi, Ioan! Ia-o de la dânsa! Dar și cu dânsa! Păi, cu ochiul ăla! 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 Că poate-i bolnă, până, dragul mame. Ioane, dă-te mai aproape, nu vezi că mama nu-ți cunoaște? Cum adică, mamă, nu m-ai recunoscut? Să vă uite rănile, sopincuță, dacă mama o tați vă hrănească. Du-te tu o fugă până în sarai și ia-ți un sac pe jumătate de făline de păpșun. Și șerni într-o străchinuță pe ulea. Și-o-mi face mama legătă. Dar tu, Ionel, du-te glou la poartă, în grămadă și nu ieri. Și e nici nu ieși în făfocul la cățăruș. Mama ar nești păsule, măi, măi, măi! Îți mă străcățel și deamul și ăla. Dar murătură, să fie cuță! Murătură, nici nu ia crin, nici nu-i stă de atât. Nu mă pune de păsa inimă. Mamă, eu păsule nu mănânc. Dar mă ligă, am și uitat și aceea. Ia ca Ivan, dacă a fost mai mult prin șlef, poate nu uitați cum să găsesc ca să-mi ia bucate. Dar eu, de acum am trecut-o cu Ana Aghi, Galina Blanca, cârnă și orla să dați poate, dar pasule, iartă-mă! Ba, mai pune-ți pofta în cui s-o spusă. Eu n-am de gând să-ți fac servicii gratis. În Turcia plătești natură, dar aici ce crezi, Moldova? Nu-i tot economie de piață? Mărioare, bună ziua! Bună ziua! Dar și oaspeți ai, fa? Vici, Mărioare, vici! Nu cum ați ieși cu Lichina, fa? Ba, tu nu ne-ți-o figură, vici! Nu cumva, ești
Идем. Casa e a mea, nici o frăție mică. În turcul ție, frate. Ții, frate, casa e a mea, mama e a ta, spunea că e în Turcia. Nu, frate Ioane, casa în două, iar mama treaba ei cu dânsa. În Turcia nu prea natură de la dânsa. Tu mă trecă, dragul mami. N-a dat natură nouă, omule, proastă de anul ăsta nu-a dat. O să se dește lumea, îndrăsăriță. Dar nu te vinde și eu măcar cu stăcanul, cu borcanul, mi-e bani și eu. Acum, spune-te. Mame, nu încurca natura moldovnească de când și ei de casă. Ia fi, uite, balul vreau să-i duc și el la tură turcului. Tu vă dau, știam că baba să trăie, traiul să mă încălzi mă laiul, dragă mame. Ca să fost vă împart, dar eu unde să mă dau o față pe cuțul. Dacă are pe gândul, mama l-a priceput. Să știți că e casa mea. Că doresc mă și-l vând, că stacanul, că bărcanul va pleca direct la târg. Vouă însă nu vă vând. Ieftin bani îmi dați pe ea și hârtie n-ați vedea. Prețul e să știți prea bine. Eu o căutat de mine. Și la greu, și la ușor, ei i-o dat lângă cuptor. Apă, pâine, ei i-o dat. E hârtie s-a stripat. Oameni buni, vedeți prea bine. Nu faceți ca de mine. De păliți că dați
și la greu. Și nici când nu vă certați, pacea să o căutați. Prețuiți în om iubirea, dragostea și fericirea. Yeah.
care e mai deștept și se bat între partide, strigă, dar poporul nu câștigă. Te las-o, tot distrugă câte ceva. Pe unde ne-au, ne-amăgesc cu privatizarea, s-au rămas pământurile pustii, nerecoltate. Pe unde s-au repartizat fermele la popor, de la acoperis până la temelie. Acum abia sărmanii bătrâni își mai aduc aminte că cândva a existat ferme de porci, oi, chiar și păsări. Paracul, avem de toate, n-avem nevoie de nimic. De lumină, n-avem nevoie. De petrolnici atâta, gazele naturale, înlocuim precum ne-au sfătuit cei de sus, cu pleavă, gunoi de pe deal, probleme nu. Noroc de americani, că ne-au dat vreo șansă căldrăți de cărbuni, ca să încălzim vreo trei zile pereții școlii. Că de noi, elevii noștri, uitați-ne și drumul spre școală. Va, și sunt mari învățători, așteptau tocmai din luna februarie, în anul 1998, salariu. Ah, și școlile erau închise din cauza frigului. Să ieși la grevă n-are rost. Dar deputații noștri munceau, retrăiau pentru popor. Au plecat în Rusia după gaze, dar ne-au închis gazele. Au plecat cu limuzinele lor după petrolul și mie. Și s-au întors pe jos, că au refuzat să le dea benzină. Au plecat și la Căciurgan după lumină. Prima zi este lumină, a doua zi este lumină, a treia zi este lumină, a patra zi s-a stins lumina oamenilor. Înseamnă că deputații noștri au ajuns Eu, totuși, propun să alegem parlamentul nostru. Și nu județean, dar să te județean. Partide în sat avem destule, cred că și deputații vor găsi. Avem parlamentul gura casă. Partidul indiferent. Partidul vorbă dulce. Partidul achimit. Partidul plugar. Partidul dute gură de cultură. Mai sunt vreo două, trei, lasă alături și ei. Bună oară, octebreata, ei stau mai pe dreapta. Sunt încă optimiști, aproape de comuniști. Și partidul de bine, mai avem vreo două, trei. Cine ajunge în gura lor, vai și amor de cum, cu capul lor. Dar eu, ca la mormien, vom parla un parlament. Oh,
primat doar. Compatriot, astăzi, când m-am scăpat în sfârșit de ceea ce am scăpat și am nimerit în altă parte, de unde nu-i nicio scăpare, momentul să ne consolidăm părțile, să depunem toate puterile, să scăpăm. Pentru că numai prin unire vom ajunge acolo unde ne-am pornit. Și de aceea vreau să vă previn că dacă nu vom găsi limbă comună, aici, la noi, atunci o să plătim ca cei de sus. Nu mă iertați, tovarăși, stimați compatriuți. Dar ce-au pățit? Cum ce-au pățit? Cum ce? O pățit vă, cum se spune de cala ceea ce că doi se bat și a treia ce că câștigă. Dar de ce se bat? De ce se bat? Cum de ce se bat? Ce n-ați auzit la televizor? Comuniștii se bat cu rândunicile pentru că acelea îi ciripesc furnicile. Din altă parte, eu pune frontul pentru soarele când apune, când luminează. Iar soarele când apune, când luminează. Iar cocoșul îmblă țasuri pentru că a uitat și de găini. Iar ceasele ceasornicului s-au oprit să merg înapoi. Ce vorbiți, oameni buni? Ce vede televizor ați văzut? Că eu am mutat aerozorul în bucătărie și țin pe căderele cu apă, ca lumină totul ne dau. Dar pe televizor am dus o mulțime de bani și, zic eu, măcar o bară asta am de la dânsul. Dar poate fi specialist în lumina, ca să nu vedem noi ce face acolo sus. Ce vorbiți mai voi? Sus, sus, hai mai bine să lămurim ce facem noi aici, jos. Deci, am mai încetat și trebuie să dăm cuvântul din nou microfonului numărul 1. E barbe la gură, domnul, să ne spună în filor, să ne scrie în vărăscoat. Deci, suntem în zodia de leu și tot mă interesez mereu. Ce mai spune acolo, acum nou despre zodia de bou? Bou? Este bou, se știe, nu face prostologie. Statul este gospodar, dacă are bou, șicar. Lasă preca simți noi, cară statul nu merge, ca oricare car de bun. Dar știți că și boul visează? Nu! Un bou visează să devină ministru pe voi! Dar cine i-a încurcat? Mai oamenii! Dar totuși boul până la urmă a câștigat! De ce? Fie că acest caz boul rămâne boul! Cum asta? Pentru că boul a început să gândească! Voi, ați mai văzut ca un bou să strige la alt bou, că acela e bou? Atunci, de ce oamenii se numesc unii pe alții? Un bou se jăluia la alt bou. Uite, zice el. Muncim de cu zori până noapte, cu jugul în gât. La nimeni nu facem niciun rău, ne câștigăm băcățica de pâine, cestit, dar ei, de secole la rând ne-au tăiat, și turcii, și ai noștri. Oamenii, nu posteziți măcar în zilele de post, însă pe noi, cum ne desparte țința mamei, păstim toată viața noastră. Dacă politica le spune la oameni să voteze, votează. Iar noi în politică nu ne băgăm. Ei sunt bătuți, torturați și ei tac. Noi însă muncim și dăm din coadă. Oamenii se duc la crâșmă, se îmbată și nu fac nimic. Noi însă nu ne
avem bătăl, ci muncim pentru că noi boii am rămas harnici. Ia mai lasă-și tu baltă, văd că ți-i cu o bouă. Ei, ea nu numai că ține cu boul, dar a și hotărât să filmeze un film cu denumirea Moartea Boului, care încă n-a dovedit să fie privatizat.
Vienas vėjas, rytoj vėmas, Antrėlė pasigė. Dar Antrėlė, tiek ką turi. Hai, 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 hai. Vėrti. Nota maximă fiind 7 pentru echipa Cipăruși. 6, 6, 6, 5, 5, 5. Pentru echipa Pădurească. 7, 7, 7, 7, 6, 6. Dar oricum, îmi zice Grigore. Zăharia?
Astăzi nu importă, cred eu, cine a câștigat. Oricum, ostimatul nostru Juliu, o să-și spună punctul, cred eu că astăzi am câștigat noi cu toții. Astăzi am câștigat noi cu toții, dar prin faptul că avem ceea ce avem și dumneavoastră, în primul rând, permiteți-mi din numele dumneavoastră a tuturor, să mulțumim foarte frumos, colectivilor care, cu atâta străduință, au avut a ne arăta astăzi maestria, a ne arăta astăzi ceea ce pot, într-un timp atât de strâns și ne bucur foarte mult că apelul Consiliului Județean Orhei la în teritoriu, către față de primarii comunilor noastre, primăriilor, și-a găsit valoarea, și-a găsit efectul, esența și astăzi avem cele trei frumoase colective care le avem astăzi aici. S-a început, acesta este un început bun de cale în județ. Am început a ne aminti ceea ce era ca o tradiție pe parcurs, mai mulți ani în urmă, adică să o spunem chiar și de-au aproape 10 ani n-am văzut ceea ce am văzut astăzi. Și în pofila tuturor problemelor care le avem, nevoie, sărăcie, ce a fost oglindit foarte bine astăzi în măiestria fetelor, băieților de aici din scenă, de la toate cele trei colective, Chipăruș, Pădureancă și Vizitatorii. Cred eu că în noțiunile și în numirile acestea este, într-adevăr, este o perspectivă foarte mare, este un vis a tuturora ca să învingă, ca să câștige. Zic eu, am câștigat noi cu toții, câștigă, dar oricum, trebuie să se bat. Poate să întâmple și doi să câștige, nicio problemă, dar ca de obicei, doi se bat, a treilea câștigă, zic eu, da? Ați spus toată vremea pe parcurs. Cred eu, la bun început, nu vrem să facem niște, zic eu așa, ca niște prea mari observații colectivilor care le-ați avut în fațele avem, în fațele am avut, dar oricum au alocat pe parcurs și zic eu, dumneavoastră, tuturora, la mai mult și la mai mare, într-un cealalt bun, este un început bun, vă doresc succese. Mulțumesc foarte mult! Asistență, stimate echipe, iată ne-a ajuns la finele concursului nostru și fiind președintele jurului mă bucură faptul că cu greutățile pe care le întâlnim zilnic, totuși astăzi la Sărioca am văzut aceste trei echipe, acești frumoși tineri care, profită tuturor greutăților, au încercat să ne aducă în scenă tema de acasă. Deci au epuizat toate probele. Aș vrea să fac o mică remarcă că unele probe au fost aduse în scenă la nivelul cuvenit, altele mai puțin. Aș vrea să mai atrag atenția că la unele echipe tema de acasă n-a fost adusă în scenă după tema care a fost anunțată. Dar ce să facem? Noi suntem acești care suntem astăzi în scenă și v-au aplaudat astăzi oamenii din sat și ne bucură faptul că pe puțin timp ne-ai uitat de greutățile care le apasă zi de zi. Și vreau să zic că pentru popor nu rămâne nimic altceva decât cultura, dar cultura suntem noi, suntem toți acei, începând cu străbuniei noștri și terminând cu generația noastră în creștere. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc mult primarilor acestor comune pentru ajutorul acordat, pentru susținerea echipelor și ca și în fiecare concurs avem învingători și învinși. Vă mulțumim mult pentru participare, ați fost frumoși în scenă, ați adus în scenă momente frumoase din viața care o întâlnim noi astăzi, pe unde mai bine, pe unde mai rău, dar așa este. Din, îmi permiteți ca, fiind președintele juriului, să vă aduc deci rezultatele întâlnirii de astăzi. Deci după cele 5 probe am ajuns la următorul final. Pentru echipa TVC, Visătorii, Sărioca. Scorul fiind 153 de puncte.
rușii. Deci, păpăuți, scorul final este de 147 de puncte. Pentru echipa TVC Pădureanca, scorul final fiind 151 de puncte. Thank you.